Doar în luna iulie ai ocazia să faci parte din povestea de vară de la Palatul Cesianu Racoviță. O poveste în care personajele principale sunt elegante și autentice opere de artă, naturi statice, peisaje marine, urbane sau pastorale, portrete expresive, scene de gen, dar și nuduri delicate. Prețuri de pornire de câteva sute de euro permit accesul la opere de artă românească, fie acestea de gravură, grafică ori acuarelă, dar și picturi în ulei, ale lui Teodor Palladi, Samuel Mützner, Rudolf Schweitzer Cumpăna, Octav Băncilă sau Ludovic Basarab, ori chiar sculpturi de Marcel Guguian. Pe lângă operele semnate de consacrații artiști români, ai acces și la o colecție de lucrări din repertoriul european. Acum nu mai e nevoie să călătorești pentru a colecționa artă europeană. Ești la un click distanță de ea. Doar plasarea unei oferte te desparte de opere cu prețuri accesibile. Așadar, ai ocazia să începi sau să îți îmbogățești colecția de artă alegând din peste 200 de opere de artă românească și europeană ce provin din patrimoniul unei galerii de artă bucureșteană. Atenție! Evenimentul din 14 iulie aduce o premieră în piața românească de artă. Prima licitație fără rezerve. Te așteptăm la sediul Artmark din cadrul Palatului Cesianu Racoviță să vezi expoziția și să primești gratuit consiliere din partea consultanților de artă.